Ajutorul de stat se acordă beneficiarilor care au înființat în toamna anului 2019 culturi de grâu, secară, orz, orzoaică, ovăz și rapiță. Peste 1800 de cereri au fost înregistrate la sediul Agenției de Plăți pentru Intervenție pentru Agricultură Buzău. Dintre acestea, 7 au fost respinse. 2 au fost depuse după termenul final, iar celelalte 5 au fost respinse din cauza faptului că ponderea culturii afectate de secetă reprezenta mai puțin de 30% din suprafața totală a culturilor. Pentru că plafonul de ajutor alocat pentru județul Buzău a fost depășit, fermierii vor primi ajutorul de la stat procentual. Suma autorizată pentru cei 1847 de fermieri eligibili este de 62.282.000 de lei, numai că, datorită faptului că a fost depășit plafonul alocat, în zilele imediat următoare, începând cu ziua de astăzi, vom plăti în conturile fermierilor procentual din valoarea maximă a ajutorului pentru a ne încadra în bugetul alocat, respectiv pe total județ 50.953.000 de lei. Sumele reprezintă aproape integral, cu siguranță va fi plătită și diferența. Din acest moment urmează completarea ordinelor de plată, transmiterea acestora către trezorerie și ulterior virarea banilor în conturile fermierilor, așa cum le-au declarat în cerere. Fermierii au avut la dispoziție 10 zile pentru a depune documentele necesare, iar de săptămâna aceasta banii vor intra în cont. Cultivatorii de grâu vor primi cea mai mare valoare, 925 de lei pe hectar.